Rogu. Bine v-am regăsit, ca în fiecare marți, la emisiunea Metope. Astăzi l-am ca invitat pe profesorul Liviu Franga, una dintre marile figuri ale studiilor clasice în România. A fost multă vreme profesor la Facultatea de Limbi Clasice, a fost și decan o vreme. Da, pică foarte bine, domnule Franga, să vă am astăzi în emisiune, pentru că astăzi este Valentine's Day și nu se poate să nu vorbim de Ovidiu, da? Care este, putem spune, cel mai important scriitor din punct de vedere universal, care a trăit vreodată pe teritoriul actualei României. Iar Ovidiu este prin excelență poetul iubirii, ceea ce l-a și costat. Da, nu pot decât să spun, aveți întru totul dreptate și mai mult decât atât, dacă aș putea să spune parafrazându-l pe Giambattista Vico. Dați-mi voie să îi salut pe toți ascultătorii noștri de acum sau de mai târziu, la fel și pe cei care vor viziona înregistrarea dialogului nostru. Să le mulțumesc pe această cale că sunt alături de noi, repet, acum sau mai târziu, timpul este foarte îngăduitor. Să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule profesor paleologu și sper de acum înainte și un prieten al nostru. Ați aruncat o mănușă atât de frumos în sensul cel mai nobil al expresiei, care desigur traduce un gest cavaleresc prin excelență, încât nu m-aș putea cumva feri să dau răspunsul cel mai potrivit sau nu m-aș putea gândi să nu abordez exact această temă. Tenerorum lusor amorum este autodefiniția poetului, după cum știți, și ea se găsește gravată pe inscripția de bronz aflată la baza, pe soclul statuii poetului din piața care poartă numele, din orașul care s-a ridicat pe substructura vechii colonii grecești, Tomis, Constanța de astăzi. Sculptorul respectiv a ales un italian, Ettore Ferrari, se numește el, a ales cea mai potrivită epigramă, dacă îi pot spune așa, în sensul vechi al termenului, adică inscripție, scriere pe, asta înseamnă, epi și grafe, grame, pe un soclu care reprezintă pe poetul îngândurat, cu un gest tipic poeților meditativi, romantici, preromantici, rafaeliți și așa mai departe, dar de ce nu și filozofilor, poezia și filozofia își dau mâna, sunt consubstanțiale în antichitate. De ce spun că e gestul cel mai potrivit? Da, după o tinerețe petrecută sub semnul lui Cupido, este echivalentul mitologic și lexical latin al grecescului Eros, poetul se vede brusc, un coup de foudre, ar spune francezii, o lovitură de trăsnet, se vede alungat efectiv din Roma dragă lui, mai dragă, cred, și decât Sulmo Natalis, Sulmona Natală, pentru că s-a realizat la Roma și nu la Sulmona. Și se vede el, favoritul saloanelor, iubitul poet, dar și fără îndoială prototipul masculin al poetului saloanelor, se vede alungat într-o țară totalmente necunoscută. Dar nu despre necunoașterea de către Ovidiu sau a țării în care avea să-și petreacă un deceniu practic de viață aș vrea să vorbesc, ci despre dragoste. Dar v-aș mai propune, domnule paleologu, să nu rămânem doar în sfera latină, să... Da, dar să spun că trebuie spus ceva, că Ovidiu a scris unul dintre cele mai bune manuale de agățat, că asta este... Arta, da, de a iubi. Sunt sfaturi, da, practice, cum să agăți, unde să te duci ca să agăți gagici, ce să spui, ce să faci.
tehnici variate, până și poziții, da? Discută diferite poziții erotice, da, adică da, da. Este o carte, mă rog, cam măcoasă, ușor măcoasă. Da, da, da. Un manual care însă e salvat de la obscenitate de poeticul lui. Agățarea, dați-mi voie să vă citez, a gagicilor, gagicăreala, dacă putem să spunem așa, și ne iartă ascultătorii că suntem foarte familiari. Așadar, maniera aceea pe care o sugerează poetul pe diferite căi îndrăgostitului sau doritorului de dragoste, de iubire, să experimenteze, este îmbrăcată într-o haină poetică teribilă. N-a reușit acest lucru decât Lucrețius. De aceea spuneam că poezia se îngemânează cu filozofia, pentru că sunt consubstanțiale, filozofia a căpătat o haină extrem de frumoasă, chiar dacă mai greu de ingurgitat, cum spune chiar Lucrețius, grație versului. E, în cazul lui Ovidius, repet un cuvânt, așa m-ați provocat, gagicăreala, dorința aceasta extrem de tinerească de a fi în preajma unei tinere, de a-i arăta că o iubește, se salvează de la obscenitate, chiar dincolo de simpla agățare, cum spuneați, vorbim de relație, de menținerea ei, de... Da, e relație. Adevărat. Trebuie spus asta, că e în arta de a iubi și sunt și sfaturi pentru a menține relația, e adevărat. Absolut, pentru a menține relația. Nu fim nedrepti cu Ovidiu. Pentru a trezi o relație peste care timpul încearcă să își așeze hotarele lui neînduplecate. Da, a rămas poetul tenerorum lusor amorum, spune el, autodefinindu-se. Cântărețul de la Ludo Ludere, cântăreț evident în sens literar, nu muzical, dar și muzica se îngemăna cu poezia în antichitate ca și filozofia, și formau de fapt un trinom, un triunghi. Așadar, poezia lui Ovidius cântă iubirea și, evident, ați pornit cel mai bine de la acest poet. Niciodată lira lui Ovidius nu a ajuns însă în zona Scabrosului sau în zona... Dar mai e ceva. În Metamorfoze, tot despre iubire este în cele mai multe povești. Nu toate, dar cele mai multe povești pe care le... pune în versuri în Metamorfoze, sunt tot povești de amor. Dar eu aici o chestiune, cred, de umor, pentru că Ovidiu este și un poet plin de umor. Și anumite povești sunt groaznice. Am făcut un curs acum câțiva ani despre Metamorfoze, sub titlu Ororile dragostei. Dacă sunt tot felul de povești îngrozitoare, da, nu știu, Tereus de pildă și da, cele două surori, mă rog, Narcis, care, mă rog, tot prost se sfârșește și așa mai departe. Toate sunt povești destul de groaznice. Da. Și de-aia mă gândeam că e o latură umoristică la el. Da, este o latură umoristică, așa cum îi spuneți, sau o latură optimistă, în sensul că răul nu copleșește, nu transformă ființa umană într-o victimă a destinului. Ovidius nu este tragic, nici măcar în Triste și în Pontice, unde își varsă toată supărarea, dar pentru unii dintre cititorii critici moderni, supărarea e vărsată cam supărător, adică l-au acuzat pe Ovidius de o dorință nefirească pentru poet de a stoarce lacrimile cititorului. E departe de poetul. Sau putem spune că denigrează Constanța, nu? Nu neapărat că denigrează, da, nu atât Constanța, cât denigrează acele locuri. Da. Am avut într-adevăr pasiunea ovidiană și ea nu s-a stins cu mai multe decenii în urmă. Am scris pe tema asta și mai recent în Dilema, acum câțiva ani, am publicat un articol. Știți, în 2017 s-a împlinit bimilenarul
plecării din viață și a scris un articol pe care l-am publicat, l-am reluat tematic și amplificat într-o culegere numită Răzbunarea barbarilor. Am încercat să demonstrez că finalul existenței poetului, lucru pe care nu sunt primul pe care îl afirm, sunt ultimul din coadă, finalul existenței poetului a fost unul, în niciun caz luminos, dar în mod evident unul liniștit, împăcat cu soarta. Am încercat un experiment și vi-l mărturisesc și mă opresc imediat, căci poate avem și alte subiecte. Ovidius este însă simbolul iubirii pentru astăzi, simbolul poeziei iubirii. Vreau să vă spun că am luat din toate cele 9 cărți de poeme ale relegării, mai degrabă decât ale exilului, din punct de vedere juridic e o diferență importantă, 4 cărți din Pontice, Exponto și 5 din Tristia, și am luat practic poem cu poem și am extras de acolo orice geană de lumină. În Tristia e mai greu de găsit pentru că se și numesc așa, poemele tristeții. Dar nu e imposibil. Când se gândește într-o anumită direcție spre soție, vede așa născându-se o geană de lumină, simte. În Pontice însă vorbim de-a dreptul de o reechilibrare psihică, psihologică. Domnule profesor, dați-mi voie să fiu provocator. Că și noi, mai că noi, toți intelectualii români, nu, se lamentează și până la urmă se resemnează. Adică la Ovidiu avem cele două momente, lamentația și resemnarea. Nu trecem și noi mereu prin asta cu toții? Da, și uneori simultan, adică uneori treci în același timp prin ambele stări de spirit. În cazul lui Ovidiu, asta am încercat să fac, vă spuneam, am cules din cele 9 cărți fragmente care au făcut un poem și l-am intitulat poemul pe care nu l-a scris Ovidius și care este un poem al încrederii în orice caz. El speră până în ultimul moment. Și pe urmă, dacă tot vorbeați de lamentație, nu prea avea de ce să se lamenteze poetul care a fost ales de către comunitatea greco-getică agonotet. Agonotet este un termen de origine greacă, evident, care înseamnă consilier municipal. Are aproximativ echivalentul acesta. Păi Dumnezeule, asta însemna scutire de taxe și dacă ne uităm un pic la situațiile moderne, nu cred că ar fi avut motiv să se plângă. Iată, urma să plătească și el, deși era cetățean roman, stătea pe teritoriul unei cetăți grecești, erau mix helenes, cum se spune pe grecești, adică greci amestecați, și plata, banul nu cunoaște miros, cum avea să spună Vespasian peste puțină vreme. Deci că venea de la un relegat sau de la un cetățean roman sau de la unul grec, banul nu avea miros. Deci era scutit de taxă, plătea taxă și în plus de asta, ascultătorii și privitorii noștri, dialogului nostru trebuie să știe că relegarea însemna, relegatio, nu însemna pierderea drepturilor civile. Deci el își păstra averea, asta este extrem de important, și toate drepturile care îi reveneau. Numai că nu și le putea exercita ca lumea. Nu putea să ducă la vot la Roma, el fiind relegat. Dacă mai îmi dați voie, Lusor amorum tenerorum. N-am tradus și vreau să traducem pentru cei cărora le place cum sună, că sunt cuvinte latinești care totuși nu cum zice Eminescu, referitor la criticilor mei, ce din coada au să sune, ci sunt cuvinte care sună latinești, dar e bine să știm și ce înseamnă. Lusor era cântărețul, am spus, cântărețul la liră, cântărețul poemelor. Amorum, da? De-aia cuvântul cheie, amores, pe lângă arsa mandi de care ați pomenit dumneavoastră, arta de a iubi este arta, este știința, este tehnica, este capacitatea de a iubi. Ars e un cuvânt la Ovidius extrem de încărcat, are un centru semantic, dar are și multe conotații. Cântărețul iubirilor, că e la plural, tenerorum, vreau să vă atrag atenția. Tener înseamnă în latină moale. A dat în franceză, limbă pe care o iubim amândoi, ca și
după modelul tatălui dumneavoastră, tendre. Deci, din latinescul tener, tenera tenerum, în român avem tânăr cu bătaie spre vârstă, în franceză avem păstrat sensul originar, adică moale, fragede, cântărețul iubirilor fragede. Poetul putea să fie oricât de bătrân și n-a fost. Era doar albit de vârstă, dar nu și de ani, împovărat de ani. Iubirea este însă veșnică. Este fragedă, indiferent ce vârstă are. Mie mi se pare o definiție, tenerorum usor amorum, și observați ce frumos e stilistic aranjat. Adică tenerorum e antepus, cum se face în latina selectă, raport, adjectivul raport cu substantivul. Iar și îl determină. Iar la mijloc, așa simetrica oglindă, este lusor. Este ludoludere nu înseamnă cântăreț în bătaie de joc, ludoludere înseamnă și a se juca. Este cântărețul care într-o izbucnire de frenetică, în efluviile acestea ale iubirii prin care el însuși trece, le cântă, le aduce un imn. Amores este o carte mult mai bună decât Arsamandi, în sensul că, dacă mă întrebați, nu vreau să devin un dascăl ursuz, dar o iubire rămâne fragedă pentru orice vârstă la care ea este încercată, și orice vârstă la care iubirea este încercată rămâne fragedă. Cu aceste vorbe memorabile, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Luni de la 5 seara, Gary Live și Bex prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla. Cu 2 de R și 2 de L. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Unlock yourself and the experience cu noul sezon Guerilla Live prezentat de Bex. Primul bloc operator complet digitalizat din România, prima sală hibridă mobilă din România, primul transplant hepatic la un spital privat din România, prima ecografie 3D din România, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii incredibili de la Sanador încearcă să o schimbe. Sanador, de 22 de ani. Sănătatea ca stil de viață. Burritos Guerilla, como en casa de su madre en México. Guerilla, chili con carne, mexican, beef and pork, chili chicken, crispy și veggie, 7 burritos ca la mama lor acasă în Mexic, exclusiv pe Taz. Care este acel preparat pe care mama ta îl face și nimeni nu-l poate egala? Acea mâncare ca la mama ta acasă. Spune-ne în Guerilla de dimineață și un voucher Burritos Guerilla poate fi al tău. Dame Burritos Guerilla, rapido, rapido! Si, senior, si, senior! Iei startul în luna iubirii cu revista Psihologie de februarie la o întâlnire între sexualitate și romantism. Vorbim despre sănătate și stil de viață cu invitata ediției, Dr. Georgiana Bernea, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Noutate absolută, debutul unui curs de dezvoltare personală format hibrid. Cursul Atelierele EU-lui, creat de Clementina Anghelache, te invită luna aceasta să-ți explorezi sinele interior. Găsești revista Psihologie la toate chioșcurile de presă, magazinele InMedio și Express și urmărești continuarea cursului online. Revista Psihologie, citită de Radio Guerilla. Pentru o gândire echilibrată, băgați Guerilla de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic. De luni până vineri, de la 7 la 10 dimineața. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Pentru că familia ta e mare, ai nevoie de o mașină mai mare, așa-i? Spot Wheel are soluția. Ia-ți una din cele peste 600 de mașini verificate și sigure cu până la 5 ani garanție. Vizitează-ne showroom-ul din Sema Park București și alege viitoarea ta mașină.
Formația vocal-instrumentală de două voci și o chitară Țapinarii urcă pe scena Quantic, marți, 14 februarie. Concertul Anti-Valentine's Day este deja o tradiție și este recomandat a fi sărbătorită, indiferent de starea civilă. Versuri sincere, fără dulcegării sau promisiuni siropoase, într-un concert rupt din viața reală. Fericirea e un lucru mărunt. De Valentine's Day sărbătorim Anti-Valentine's Day cu Țapinarii la Quantic. Bilete pe abilet.ro și la intrare. Cântat de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Înainte de pauză l-am evocat, evident, pe marele poet al iubirii, pe Ovidiu. Dar mă mănâncă așa un viermișor interior să vă mai pun o întrebare, pentru că în adolescență descoperisem în bibliotecă, în seria BPT, Măgarul de Aur de Apuleius. Și știți ce fac adolescenții? Citesc asemenea cărți pentru a găsi tot felul de episoade pipărate. Și sunt episoade pipărate în Măgarul de Aur, da? Cu matroana care se, mă rog, se amorezează de măgar și altele. Sunt alte povești destul de pipărate cu preoții aceia lubrici, da? Însă, mai târziu, după ce am citit mai mult Platon, după ce am studiat filozofie, mi-am dat seama că Măgarul de Aur este de fapt un roman filozofic, un roman teologic, da, un roman care are un mesaj tocmai foarte profund moral, da? Și știu, am aflat de fapt de la dumneavoastră că v-ați ocupat și de Măgarul de Aur al lui Apuleius, dar într-un mod neașteptat. Spuneți-ne în ce mod neașteptat. Da, mulțumesc. E din nou, cum să zic, o întrebare și o punere așa în discuția unei chestiuni la care țin foarte mult. Vedeți, sunt un pic împrăștiat în preocupările, dar și în pasiunile mele. Poate că nu este chiar rău. În orice caz, dacă a existat o îndepărtare mai clară, aceea a fost îndepărtarea mea de lingvistica propriu-zisă teoretică, nu și de cea practică aplicată. În schimb, pasiuni majore au fost poezia, teatrul și rămân în continuare și scrisul pentru public, către cititorii care au timp, plăcere și interes să citească. Orice ce ați spus dumneavoastră este într-adevăr o pasiune de multe decenii care în cele din urmă s-a concretizat. Iubirea teatrului înseamnă, cum am mai glosat când acum câtva timp, pe marginea acestei idei, înseamnă să trăiești teatrul. Dar înseamnă și să vezi că, așa cum ne spune marele Will, viața e o scenă și cu atât mai mult literatura este o scenă. De la această premisă am pornit, încercând să transgresez, să trec dincolo de limitele unui gen sau altul și să le fac într-un fel permeabile în ambele sensuri. Și de aceea am reluat pentru o lectură aprofundată romanul lui Lucius Apuleius, scriitor latin remarcabil, poligraf, erudit, dar și creator de maximă valoare și originalitate. Romanul pe care l-ați amintit este de altfel și singurul care, despre care știm că a scris, nu avem alte informații. Și acest Măgar de Aur, titlul este de fapt Metamorfoze, explică da, foarte tot bine. Tot Metamorfoze, ca și la Ovidiu. Da, tot Metamorfoze, iată ce coincidență, da, corect. Dar manuscrisele au perpetuat această formă a metamorfozelor mai degrabă decât celălalt. Asinusaurus este o denumire târzie, apare în manuscrise târzii. Și luând dincolo de
autorul pe care îl predam la curs. Pentru că exact literatura latină imperială am predat-o în ultimii 10-12 ani, încercând mereu să găsesc portițe către noi abordări critice, istorice. Ei, luând textul lui Apuleius, inclusiv în traducere, și luând pagină cu pagină, am descoperit cât de interesant este dacă îl vedem ca pe o derulare dramatică, dacă îl putem concepe ca pe o derulare dramatică. Și atunci mi-a venit această idee, am încercat să dau curs unui impuls mai vechi și unor idei mai vechi legate de osmoza genurilor literare, de fluiditatea granițelor. Și m-am gândit, după o experiență precedentă, mai făcusem deja acest lucru în cazul novelei celebre a lui Eminescu, Sărmanul Dionis, m-am gândit să-l transpun în registru dramatic. Și în felul acesta a apărut, pentru cei care au răgazul să ne urmărească pe în format vizual, am publicat ceea ce am numit Teatru Scris, volumul Teatru Scris, acum câțiva ani, mai exact în 2016, se adună anii, acum ceva mai mulți ani, și am încercat să descoper pentru cititorii de astăzi valențe noi ale romanului în rescrierea lui dramatică, fără să transform romanul în vreun fel. În vreme ce, în cazul novelei eminesciene, am pornit de la ideea lui Eminescu, ca să spun așa, și am rescris novela cu o desfășurare dramatică. Dați-mi voie, ce ați făcut cu pasajele lubrice? Alea că sunt pipărate. Da, da. Cum faceți? Da, scene de sex? Ce faceți cu scenele de sex în teatru? Da, din punctul de vedere al teatrului modern, scenele de nuditate nu mai sunt astăzi o problemă. Ne aducem aminte că nu doar de nuditate, sunt și de acțiune. Știu. Sunt regizori români care au experimentat. Îmi aduc aminte de Alexander Hausvater, Nu puneți cătușe florilor, o piesă din anii 90, de la începutul anilor 90. Eu nu am astfel de inhibiții. Desigur că nu am oferit ocazia unei astfel de scene în rescrierea mea. De ce zic desigur? Pentru că s-ar fi putut considera că am scris acest lucru pentru a vizualiza cumva scenic tocmai acele scene care atrag, eu știu, o anumită categorie de public. Dar am preferat corurile masculine și feminine să le îmbrac sau să le dezbrac așa cum cred eu, în mentalul meu de cunoscător al antichității, că puteau să aibă loc anumite ceremonii inițiatice. Însă, e adevărat, nu am introdus niciun fel de scenă cu explicite, eu știu, manifestări de genul acesta. Vedeți, mare greșeală. Ei, da, sunt probabil, nu-i așa? Mai devreme spuneați așa întreagăt că ce coincidență că și Ovidiu și Apuleius au scris Metamorfoze. Mă întrebam dacă este o coincidență, pentru că pe undeva există o înrudire filozofică. Mă gândesc în mod special la pasajul din Metamorfozele lui Ovidiu, în care vorbește Pitagora despre metamorfoze, de fapt despre migrarea sufletelor. Și e, de fapt, nucleul filozofic al metamorfozelor este discursul lui Pitagora. De altfel, pentru cei care ne ascultă, aș vrea să dau un sfat foarte practic. Dacă vreți să citiți metamorfozele sau să le recitiți cu folos, pentru că, repet, este cel mai important scriitor care a trăit vreodată pe teritoriul României,
Eminescu ar fi fost de acord, s-ar fi dat bătut, ar fi recunoscut că Ovidiu, evident, e mai important pe plan internațional. Ori, dacă vreți să citiți sau să recitiți Metamorfozele, ca să mergeți la nucleul filozofic al cărții, trebuie citit discursul lui Pitagora, care este fabulos. După ce citești discursul lui Pitagora, nu-ți mai vine să mănânci carne. Da? Pentru că este un elogiu vibrant al vegetarianismului, da? Când spune cum putem să ne mâncăm prietenii, frații noștri, bou, vaca, animale și așa mai departe, da? Bun, acum există în mod evident la Apuleius o inspirație filozofică tot platonică, da? Un fel de cult al lui Isis interpretat filozofic. De fapt, despre asta e vorba, da? Despre această sinteză între religiozitate și filozofie la Apuleius, numai că la Apuleius e, ca să zic așa, pe bune. În timp ce la Ovidiu nu e evident dacă nu cumva e tot o joacă. Bun, și asta rămâne o întrebare deschisă, da? În ce măsură acel element filozofic în Metamorfozele lui Ovidiu este ceva la care el adera cu adevărat sau este încă o joacă de-a lui Ovidiu? Da, vreau să completez ceea ce a spus dumneavoastră și pe urmă să ajung la întrebare, la răspunsul întrebării, dată întrebării dumneavoastră, care este una deschisă, într-adevăr. Completarea ar consta în faptul că această teorie filozofică pe care o are în vedere Ovidius, această filozofie, acest mod de a vedea lumea, această Weltanschauung, nu-i așa? Modo di vedere, cum spun italienii. Această viziune asupra lumii este una mixtă, în sensul în care filozofia romană însă și este una eclectică, și anume îmbină mai multe surse, cea platoniciană, cea pitagoreică, astfel încât putem vorbi simultan de un Ovidius neopitagoreician, de un Ovidius neoplatonician, fără ca el să-și asume condiția filozofică. Este doar un mod de a se transpune într-o viziune. La fel făcea și Cicero. Nu e nicio deosebire. Cicero se îmbrăca în haina mai multor filozofi. Da, dar la Cicero există o coerență. Cicero nu se joacă. Da, Cicero, bun, e clar ce gândește. Pe când la Ovidiu nu e foarte clar ce gândește. Dar mie de pe calea asta a neopitagorismului lui Ovidiu a mers marele nostru compatriot Vintilă Horia în faimosului roman Dieu est né en exil, da? Dumnezeu s-a născut în exil. Da, mă rog, e o foarte frumoasă idee de romancier. Da, de ce pune în gura lui Pitagora Ovidius ideea de abținere de la o mâncare necontrolată, consumată necontrolat? Pentru că la baza acestei viziuni de care vorbeam stă teoria metempsihozei. Metempsihoza înseamnă meta și psihosis. Meta înseamnă după, adică trecerea sufletului, psihe, dintr-un corp într-altul, dintr-o realitate carnală într-alta. Și atunci, exact cum spuneați, e riscul ca în oaia, ca în juninca sacrificată să ne hrănim cu carnea unui sau prin acele animale, să ne hrănim cu hrana unui fost om. Acum, dacă se juca sau nu Ovidius, că v-am promis că ajung și la întrebare, ajung, asta nu înseamnă că pot să și dau un răspuns. Din punctul de vedere al literatului care sunt, cred că în materie de metamorfoze, despre care Ovidius spunea, eu folosesc întotdeauna forma latină, sper că nu consideră cineva că Ovidiu și Ovidius erau o persoană diferită, dar sunt două maniere de a pronunța, de a rosti numele poetului, fie apropiindu-l de forma noastră românească. Atunci ar trebui să pronunțăm și prenumele dumneavoastră, Livius.
Livius, da, ei, sigur că da. Acum e o joacă, dacă vreți. Oricum, e bine să știm formele originare, Vergilius și nu Virgil, că avem Virgil și prin preajma noastră, printre autorități, la fel și Horații și așa mai departe. Bun, revenind. Deci, Ovidiu și-a făcut din metamorfoze, sau metamorfoze au reprezentat pentru Ovidiu pariul lui cu viitorul. Pentru că permanent, perpetu cântăreț al iubirilor fragede au fost înaintea lui și putea să prevadă că aveau să mai fie. Dar un poet care să cânte de la nașterea lumii, care se coagulează din haos, cartea întâi, până la apoteoza lui Augustus, transformarea lui într-o divinitate adorată după moarte, lucru care deja devenise ceva obișnuit la Roma de la Cezar încoace. El este prototipul și Vergilius a contribuit la implementarea, scuzați-mi acest cuvânt așa de nepotrivit, la împământenirea acestui mod de a vedea ideologic aura conducătorului post-mortem. Ei bine, Ovidius nu s-a jucat. Înclinarea mea, înclin să cred, este deci că orice haină filozofică constatăm că îmbracă mai degrabă metamorfozele sau că avem de a face cu o trecere fluidă de la asta cred eu, de la un mod de a vedea lucrurile filozofii la un alt mod, toate acestea totuși nu subminează condiția serioasă a poemului. Poemul nu este o joacă. Poemul Călinescu, al nostru George Călinescu, a scris că în câteva rânduri pana lui Ovidius se înmoaie în tragic. Și asta se întâmplă în metamorfoze, pentru că nu e la tot pasul în metamorfoze. Aproape toate poveștile sunt de plâns. Cu câteva excepții, dar în general... Avem de a face, cum spuneam, cu ororile dragostei. Da, însă nu toate se datorează dragostei. Da. Însă, atenție, și aici trebuie să fim foarte prudenți. Condiția tragică a omului nu este, cum să spun, nu este verdictul final al poemului. Și anume, suntem fragili, vorba lui Pascal, ca o trestie, chiar dacă suntem o trestie gânditoare, suntem fragili. Toată tragedia greacă arată acest lucru și s-a născut pentru a arăta că în lupta dintre om, destin și zeu, cel care pierde, pierzător este omul. Nu, eu cred, n-am apucat să o spun de prea multe ori, poate o voi face stimulat de dialogul cu dumneavoastră și de atenția pe care ne acord ascultătorii și cei care ne urmăresc. Pariul acestor metamorfoze este fragilitatea condiției umane, este tragicul condiției umane, dar este și cosmicitatea condiției umane. Adică omul își pierde înfățișarea lui de carne, cea care cu care a apărut în lume ilo tempore, în acel moment inițial, acel Big Ben. Nu se va fi gândit niciodată Ovidius la așa ceva, dar spun eu comentând, haina de carne se pierde din cauza dragostei, din cauza urii, din cauza multor elemente, dar omul nu este definitiv pierdut. De aceea creștinii l-au păstrat ca pe un poet căruia i s-a permis jocul cu dragostea, jocul de-a dragostea, jocurile dragostei, care înseamnă cu totul altceva decât jocul cu dragostea, tocmai pentru că în metamorfoze omul apare ca putându-se salva, nu creștinește, sufletul îi se întoarce la creator, ci se poate salva
devenind o pajiște, o floare, ca Narcisus, din o stea. Exact. Și atunci tragicul nu este total. Tragicul este total la greci. La roman, la Ovidius, nu. Cel puțin la Ovidius. Ok, interesantă interpretare în orice caz. Mulțumesc tare mult. Dar dacă tot vorbim de adaptări literare și osmoze între genuri, să evocăm și romanul, aș zice romanul eseu despre Cicero. Sunteți de acord cu această caracterizare? Că este în fond o explorare a biografiei intelectuale a lui Cicero. Da. E Cicero, da, e un roman de acum ceva vreme, aproape 20 de ani. Exact. L-am adus aici foarte bine care ne primesc pentru acest egocentrism total. Pentru că am adus așa, am luat din bibliotecă și am lăsat anumite locuri libere. Dacă observați, și cred că se poate observa, nu știu cum să plasez bine, dedesubtul titlului este un subtitlu care face parte tot din titlu, chiar dacă e dedesubt. E subtitlu doar că e dedesubtul lui, dar nu este ceva adăugat să nu fie partea, componentă integrantă a titlului. Este romanul lui Erich, cu pronunțare germană și scriere germană a numelui, și de sub scrie roman că de în 2004, când a apărut la editura de atunci, din păcate la puțină vreme defunctă, Albatros. Da, era, trebuie spus, pe vremea doamnei Dimiseanu, da? Care a fost exact. O mare editoare, o mare doamnă a lumii editoriale românești. Românești, și sunt fericit că am prins unul din ultimii ani ai dânsei de activitate la editură. Editura a fost cumpărată apoi de niște patroni arabi și a dispărut previzibil la foarte puțină vreme. Doamna Georgeta Dimisianu, dacă nu mă înșel, soția distinsului critic Gabriel Dimisianu, a fost spiritus rector al acestei cărți. A mai avut un mic noroc. Redactor de carte a fost Alina Marc. Alina Marc a fost una dintre studentele noastre remarcabile din anii premergători și a înțeles foarte bine ce se vrea cu acest roman. Este cum a spus. Spuneți-ne care-i treaba cu Erich. Da, asta vreau să vă spun. Dumneavoastră ați caracterizat grosul cărții, grosul romanului, și anume o reconstituire firește mai mult imaginară decât documentară, pentru că nu poți să reconstitui un roman documentar, ci ori îl scrii, ori faci istorie. Eu l-am scris pornind de la datele cunoscute, pe care mi-am permis uneori să le mai atenuez, ca Eminescu în Scrisoarea a treia, cu bătălia de la Nicopole și Rovine. Tentația pentru istoric de a scrie roman e mare, da? Mă gândesc la Rex Warner cu Julius Caesar, sau cu romanul despre Pericle. Romanul despre Pericle lui Rex Warner e minunat. Sau mai este un mare biblist german, specialist în creștinismul timpuriu, Gerd Tyson, care a scris un roman extraordinar despre viața lui Isus, dar de fapt dintr-un alt unghi. Nu vorbește despre Isus, ci despre alți evrei care erau în anturajul lui Isus. Da? Deci înțeleg nevoia istoricului, a savantului, de a trece către ficțiune pentru a explora ce nu poate explora cu instrumentele documentare. Sigur. Și să mai adăugăm pe Robert Graves, parcă se numește. Robert Graves, da, cu Eu, Claudiu Împărat. Cele două, dar tradus în românește de Steinhardt. Trebuie amintit acest lucru. Da, absolut. Sigur că da. Interesant că părintele Steinhardt s-a ocupat de un astfel de roman. Bun, ce e cu Erich? Multă lume s-a întrebat la lansare, lansatorul de atunci, lansarea cărții a avut loc la librăria Sadoveanu, defunctă și ea astăzi, o eheu,
cum zic latinii, oh vai. Și lansatorul a fost prietenul nostru pe care prețuiesc atâta, Liviu Papadima, și tizul nostru. Și el s-a întrebat, zice, dom'le, dar chiar trebuia să apară și Erich pe acolo? Și am spus da, pentru că nu e vorba de o reconstituire, asta a fost încercarea, provocarea pe care am încercat să o arunc. Nu, nu e vorba de începuturile afirmării lui Cicero din frageda copilărie, adolescență și primii pași la Roma. Dacă era așa, era doar atât. Eu am vrut mai mult. Am vrut, în contextul celor 10-11 ani care trecuseră de la evenimentele din 1989, am vrut să dau o aură actuală acestui roman. Și mi-am imaginat, și Liviu Antonese, un al treilea Liviu, cel de la Iași, a intuit cel mai bine, a citit cel mai bine intențiile mele, am vrut să dau acestui roman un metatext. Și mi-am imaginat că această reconstituire este un manuscris pe care l-am găsit eu în casa unui prieten, Erich Alois Paulus, se numește el, și că el l-a abandonat înainte de a pleca definitiv, înainte de 89, din țară. Deci am dat o conotație politică printr-un artificiu banal din punct de vedere narrativ, dar așa se explică de ce este cartea lui Erich și nu e cartea mea. Eu, asemenea, eu știu, romancierilor din veacul al XIX-lea, am spus că eu n-am nicio legătură. Eu am luat manuscrisul, l-am publicat, am anexat câteva documente, totul este fictiv, care vorbesc despre biografia lui Erich Alois Paulus, și am încercat să găsesc o justificare a faptului că el a scris acest roman. De ce a scris el în anii ceaușiști, în anii lui Ceaușescu, de ce s-a întors la Cicero, ce a însemnat pentru el? Și am adăugat acolo un fel de dosar anexă, mă rog, cam așa. Iar Liviu Antonese, cu flerul lui, a descoperit că, de fapt, această aparentă joacă vorbește despre propriile mele tribulații. Erich Alois Paulus este un alter ego, evident, și că toată punerea mizanscena asta este, de fapt, un pretext pentru a mă descoperi pe mine însumi prin intermediul odată a lui Cicero și a doua oară a unui imaginar Erich Alois Paulus. Trebuie însă să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Best deal în cea mai rapidă rețea 5G. La Orange ai Samsung Galaxy A33 cu doar 7,5 euro pe lună și net nelimitat 5G cu abonamentul Fan 12 la 11 euro pe lună prin buyback 5G. Fă-ți o bucurie smart și vino în magazinele Orange până pe 22 martie. Detalii pe orange.ro. Wow! Noul Samsung S23 e în sfârșit aici! Surprinde momente epice cu Nightography! Precomanda acum și ai capacitatea de stocare dublă, e-voucher de 500 de lei și contravaloarea telefonului actual dacă vii cu el la schimb. Ofertă valabilă pe Samsung.com și la parteneri în limita stocului disponibil. Love is in the air. Și încă nu ai cumpărat un cadou pentru persoana iubită? Vino în magazinele Secom sau intră pe secom.ro, cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei pe același bon și ai 20% reducere din valoarea bonului. Cosmetice și suplimente alimentare naturale, ceaiuri și alimente organice, pentru a susține imunitatea și a menține o stare de bine, pentru că nu există declarații de dragoste mai puternice decât grija și atenția. Între 13 și 15 februarie, doar pe secom.ro și în magazinele Secom. Secom iubește sănătatea. Crama Histria este locul în care briza mării și soarele transformă strugurii în vinuri cu arome rar întâlnite. Dar nu trebuie să ne crezi pe cuvânt pe noi, oamenii care încă vorbesc viei.
Te poți convinge singur alegând dintr-o gamă variată de vinuri. Rozeul subtil și strălucitor Nicolaos, Amos, albul inspirat din briza mării, sau negru de Histria, roșul intens specific teroarului calcaros al zonei. În plus, pe site-ul cramahistria.ro îți poți face un abonament la vin, iar crama vine direct la tine acasă cu transport gratuit. Crama Histria, un strop din soarele Dobrogei. Crama Histria este avampost Radio Guerilla. Tu poți să îți imaginezi un miros mai plăcut decât cel al cafelei de specialitate? Un răsfăț mai mare decât prima gură de cafea dimineața de vreme? Deoarece cafeaua este o experiență completă multisenzorială, echipa Meron te așteaptă pe strada Constanța numărul 10 din Cluj să-ți răsfețe toate simțurile cu o cafea proaspăt prăjită într-o atmosferă relaxantă, pentru ca fiecare dimineață să înceapă așa cum trebuie. Meron Mihai Viteazul. Home of Coffee. Meron este avampost Radio Guerilla. Da, da, scot eu câinele la plimbare. Da, da, pot să ieși cu băieții la bere. Da, da, fac eu plinul la mașină. Da, da, trec eu pe la magazin. Da, da, bag eu vasele la spălat. Care a fost cel mai frumos da pe care i-l-ai spus jumătății tale? Pentru toți cei care spun da, da, iubirii, din tot sufletul, restaurantul urban Dada a pregătit un program de Valentine's Day cu un meniu special, o tombolă surpriză și muzică live. Restaurantul urban Dada, cel mai frumos da spus iubirii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru încă câteva minute împreună cu profesorul Frang. Am vorbit despre Ovidiu, despre Apuleius, despre Cicero. Aș vrea totuși să menționez pentru cei care ne ascultă că e vorba despre Cicero tânăr. De-aia e nevoie de această tehnică a ficțiunii, că apoi, sigur, viața lui Cicero ne este bine cunoscută, mă rog, de la marele lui triumf oratoric în procesul ăsta, Roșius, da? Roșius, este extraordinar procesul și pledoaria lui e formidabilă. Dar după aia ne e bine, totuși foarte bine cunoscută biografia lui. Dar rămânea această perioadă de tinerețe pe care ați explorat-o prin ficțiune, da? Și adesea ficțiunea poate juca rolul acesta, da? De completare a unor găuri pe care le avem. Însă am vorbit de clasici acum. Dumneavoastră ați fost atâta vreme și decan la Facultatea de Litere Clasice, profesor din, mă rog, de zeci de ani, nu știu când ați început, la, în anii 80 deja ați fost profesor. Nu, mai devreme. Mai chiar devreme. 1979, da. Da, mă rog, eram născut deja. E un reper. E deja. Da, e da. De asta înseamnă de câtă vreme? De 40 și... Da, ați predat 40 ceva de ani. Eu am observ un lucru care vă va face mare plăcere, cred, că de fiecare dată când anunțăm subiecte pe teme clasice, antice, teme grecești, teme romane, e multă lume care se înscrie la cursuri. Da? Da. Și adesea sunt unii mirați. Cum faceți curs despre Homer sau despre Tucidide sau despre Plutar și vine lume? Da. Nu numai că vine, dar vine multă lume și întotdeauna. E un lucru foarte important. Există o nevoie de cultură clasică. Ori asta este în totală discrepanță cu politica, să zic, oficială. Dar nu e vorba doar de politica oficială. Este vorba și de anumite prejudecăți pe care le au și profesori și părinți. Că latina nu servește la nimic, că literele clasice nu servesc la nimic. Și bun, eu cred că e bine să depășim lamentațiile, să arătăm că de fapt cultura clasică este cum nu se poate mai actuală și este o hrană permanentă pentru omul de azi. Absolut. Acesta a fost și metatextul cel mai îndepărtat al romanului pe care l-ați amintit și
Vă mulțumesc, împlinește în curând 20 de ani de la apariția lui și mie mi se pare că încă n-am spus tot ce aș fi vrut să spun și aș vrea să-l continui. Dar de ce l-am mai adus o dată în discuție? Ca să atrag atenția asupra titlului. Eu, Cicero, se numește așa și pentru că m-a fascinat și rămân și voi rămâne pentru totdeauna fascinat de afirmația uluitoare, pe cât de concisă, pe atât de deschisă în semnificații interpretabile de către fiecare dintre noi, a lui Flaubert. În legătură cu, apropo de, că aici merge chiar perfect, de Madame Bovary. Știți foarte bine, eu trăiesc pentru noi cei care iubim cartea mai mult decât orice. Bovary se moa, spune Flaubert. Deci Madame Bovary sunt eu. Stai puțin, da, dar Madame Bovary se moa merge, să spunem Cicéron se moa, bon, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, dar este provocator. Eu n-am spus Cicero sunt eu, ci eu Cicero, adică e o portiță deschisă, un intertext, o mănușă, cum ziceam la început, aruncată cititorului, spre zona flaubertiană, aceea în care Erich se regăsea în persoana lui Cicero și aceea în care Lidenfranga, ca legatar al romanului aflat, nepublicat vreodată al lui Erich, se regăsește atât în Erich cât și în Cicero. Cum v-am da, spus? Că de fapt, trebuie spus, Erich se moa. A, Erich se moa, ui, da, așa, Erich se moa, pentru că Cicero se moa, Cicero sunt eu, este deja banal. Acum, revenim la... Cicero este un mare model uman, un om de caracter, o minte extraordinar de luminată, un mare om politic și de aia spun că e un model pentru noi toți. Însă, din păcate, domnule profesor, trebuie să ne oprim pentru că este deja ora 3, iar pe temele astea am putea vorbi la nesfârșit și vreau să refacem experiența, să reluăm experiența și să mai veniți odată în emisiunea noastră. Dați-mi voi atât, dacă mă îngăduie ascultătorii dumneavoastră, postul Casa Postul Paleologie. Să nu ne taie, asta e. Vreau să închei cu patru versuri de dragoste care aparțin unui poet grec, Marcus Argentarius, are nume latinesc, dar el e grec, din antologia palatină, de care se ocupă un grup foarte inimos de colaboratori ai noștri, în care m-am inclus și eu așa pe la sfârșit. Și vreau să citesc aceste patru versuri ca un simbol cu care încheiem ziua, emisiunea închinată Antichității în ziua iubirii. Spune Marcus Argentarius în epigrama 128. Pieptul ei pieptul mi-atinge și sânul pe sânul-mi se așează. Mierea din buzele ei, buzele mele o culeg. Pielea mea îi mângâie pielea când o cuprind pe Antigona. Restul îl scriu în alcov, umbrele lămpii, eu tac. Deci, poetul, cum să zic, își mărturisește totala iubire față de Antigona, așa o cheamă pe iubita lui, dar nu spune mai mult decât ce se întâmplă când buzele lui le atinge pe ale Antigonei. Mai departe povestesc umbrele lămpii în alcov. Așadar, ne oprim și ne gândim la Antigona. Mulțumesc foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. La revedere! Metope.